Dacă mari vedete precum Neymar, Sergio Ramos sau chiar Lionel Messi încă se obișnuiesc cu acest început nou de sezon, alți fotbaliști de top din lume deja au început să impresioneze și să marcheze foarte multe goluri, așa că în videoclipul de astăzi vom vedea un top 10 al fotbaliștilor care au început fabulos de sezon. Dar înainte să începem, am apreciat dacă ați apăsat pe butonul de like și abonare, am fi sincer recunoscători dacă am putea strânge peste 1000 de like-uri. Cred că toată lumea s-a aștepta ca Erling Haaland să fie în acest videoclip. Norvegianul minune, deși are doar 21 de ani, continuă să impresioneze și să spargă recorduri. Anul trecut a marcat o mulțime de goluri, lucru pe care îl face și anul acesta. Deja Haaland a reușit în primele 4 etape din campionat să marcheze de 5 ori și să ofere încă alte 4 pase decisive. În Champions League a reușit să marcheze încă din primul meci, aducându-i victoria Borussiei Dortmund, iar în Cupa Germaniei s-a dezlănțuit marcând un hat-trick încă din primul meci. Și ceva ne spune că atacantul lui Dortmund va continua această perioadă fantastică și în restul sezonului. Cristiano Ronaldo, odată revenit la Manchester United, nu a avut nevoie de timp de acomodare, debutând în Premier League cu o dublă în fața lui Newcastle, iar pe urmă a punctat și în Champions League, competiție unde de altfel este și goalgetter all-time. Portughezul vrea să arate în continuare că și la 36 de ani poate să fie același fotbalist senzațional pe care îl știm de atâția ani, iar începutul acesta de sezon ne arată cât de motivat este superstarul portughez. Performanțele lui Ronaldo oarecum erau de înțeles, însă cine s-a aștepta ca francezul Paul Pogba să aibă un super început de sezon? După ce s-a făcut remarcat în lotul Franței de la campionatul european, acesta a revenit în Anglia la United, unde mai tot timpul evoluțiile sale erau inconstante, dar acum Pogba reușește să-și arate clasa, având deja 7 pase de gol în primele 4 etape din Premier League, ceea ce este foarte important. Și poate acum cu aceste noi veniri pe Old Trafford își va reveni și Paul Pogba la forma care l-a consacrat. După plecarea mai multor vedete din lotul lui Real Madrid, Karim Benzema a rămas principalul om în care fanii madrileni își pun speranțele. Benzema în ultimele sezoane a arătat o formă bună, marcând mai multe goluri ca în vremea când Ronaldo era la echipă, iar acum, în acest nou sezon, nu numai că este golgheterul echipei cu 5 reușite în 4 etape de la Liga, însă este și principalul pasator al echipei, având deja 4 asisturi. Și cred că acesta ar putea fi sezonul în care Benzema își va ridica și mai mult nivelul. Nu doar Benzema, ci și Vinicius Junior a început excelent acest nou sezon. Dacă la Benzema cu toții ne așteptam să fie liderul galacticilor, de la Vinicius, sincer, noi nu ne așteptam să fie atât de eficient, pentru că în sezoanele trecute nu a marcat decât 3 goluri, iar acum deja brazilianul de 21 de ani a reușit să bage mingea în poartă de 4 ori plus o pasă decisivă. 45 de milioane de euro a plătit Real Madrid pentru a-l cumpăra pe Vinicius în anul 2018, acesta având un potențial uriaș, însă până acum nu a demonstrat mare lucru, dar acum poate fi anul în care brazilianul se ridică la așteptările conducerii și a fanilor. Transferul lui Tammy Abraham a fost unul foarte inspirat, care în viitor s-ar putea să fie chiar și mai bun. Atacantul englez nu mai avea loc de Werner și Lukaku în atacul lui Chelsea, așa că de Special One, Jose Mourinho a profitat de ocazie și l-a adus la AS Roma pentru 40 de milioane de euro. Abraham pare că joacă de o viață la AS Roma, pentru că imediat acesta a avut prestații bune, marcând și pasând decisiv, iar cu el în atac, Roma are un început perfect de campionat, încununat cu victorii pe linie.
Ajax Amsterdam este recunoscută pentru transferuri de tineri jucători, însă aceștia au reușit în acest sezon să-l aducă pe atacantul Sebastian Haller de la West Ham United, pe care au plătit 23 de milioane. Acest transfer i-a venit ca o mănușă lui Haller, care a marcat deja în Eredivisie 4 goluri în primele 4 etape, dar motivul pentru care a intrat în acest video este evoluția sa incredibilă din Champions League, unde a debutat marcând 4 goluri în poarta lui Sporting Lisabona, o performanță care a lăsat pe multă lume cu gura deschisă. Nu oricine poate marca de 4 ori într-o seară de Liga Campionilor. Cum putea începe Leva Gol sezonul dacă nu cu o ploaie de goluri? Atacantul polonez, exact așa cum ne-a obișnuit în ultimele sezoane, marchează gol după gol și nu pare că se va opri prea recent. Deja a marcat de 5 ori în primele 4 etape din Bundesliga. În primul meci din Cupa Germaniei a marcat 2 goluri, iar în Champions League a reușit un joc foarte bun, marcând chiar o dublă în fața Barcelonei, care a adus cele 3 puncte în tabăra bavarezilor. Lewandowski va fi cu siguranță un contender pentru pentru gheata de aur a Europei și chiar și pentru balonul de aur. Michael Antonio, un atacant de 31 de ani cotat la doar 12 milioane de euro, care îmbracă tricoul lui West Ham United, reușește să surprindă pe toată lumea în Anglia, acesta începând furtunos campionatul, ajutând-o enorm pe West Ham, devenind golgheterul echipei, dar și cel mai bun pasator, acesta având 4 goluri și 3 asisturi în doar 4 etape de campionat. Chiar acum, fanii ciocănarilor își pune toată încrederea în atacantul, care în 2021 a debutat pentru naționala Jamaicei. Terminăm acest video cu un alt fotbalist de la care vă așteptați să fie în acest clip, pentru că deși Barcelona în ultimii ani a făcut niște greșeli de neiertat, transferul lui Memphis Depay este o decizie mai mult decât bună. Atacantul olandez s-a adaptat imediat la stilul Barcelonei și deja a reușit să impresioneze, marcând 3 goluri plus un asist, și se vede de la o distanță că Depay este exact fotbalistul de care Barcelona avea nevoie. Cu siguranță nu poate acoperi groapa lăsată de Messi în echipă, însă poate să fie de mare ajutor. Acesta a fost clipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe acel buton de like și abonare, iar cei care doresc să ne ajute canalul și mai mult pot deveni membri. Salut!